Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Colegiul Unirea din Focșani și-a comemorat astăzi profesorii care au făcut cinste unității de învățământ și care au trecut la cele veșnice. Profesorii nu mor niciodată, schimbă doar locul unde modelează caractere. A fost deviza acestei acțiuni. 19 octombrie 2023, ziua aducerii aminte. Un semn de recunoștință, un gând pios față de acei profesori care au modelat caractere, care au oferit un bun exemplu pentru generațiile care le-au trecut prin mâini și pe care și-au pus amprenta în cel mai frumos mod, oferindu-le din cunoașterea lor. Colectivul de cadre didactice și o parte din elevii Colegiului Unirea din Focșani au trecut astăzi pe la mormintele profesorilor trecuți în neființă. Au lăsat flori, au aprins lumânări, i-au pomenit. Stimați telespectatori, foarte impresionată sunt că profesorii de la Liceul Unirea, de la Colegiul Național Unirea, au luat inițiativa să treacă astăzi pe la mormintele foștilor profesori și directori ai acestui reputat liceu. În stânga mea l-am pe domnul profesor Romulus Buzețelu. Domnul profesor Romulus Buzețelu, mă bucur că dumnealui a însoțit grupul care a adus flori și lumină celor înmormântați aici. Este un gest mic, un gest de totuși de recunoștință a generațiilor actuale pentru pleiada de profesori, directori și nu numai. Adică astăzi omagiem pe cei care au fost adevăr dascăli liceului și nu numai pe ei, ci și pe absolvenții și pe elevii Liceului Unirea. Dacă îmi permiteți, lângă soțul meu, de fapt jos, este profesor Mihai Petrișor, am spus lângă tatăl meu, profesorul Paul Florențiu, profesorul Mihai Petrișor, care a decedat acum 4 luni, soțul meu, care este absolvent al Liceului Unirea. Și este și o lecție de istorie pentru generația actuală, fiindcă fără a cunoaște trecutul, nu putem prețui prezentul și nu putem avea un viitor. Și atunci chiar a fost și inițiativa lor și dorința lor de a se implica. Așa că eu le mulțumesc încă o dată elevilor, profesorilor, liceului sau colegiului actual pentru acest gest minunat și sperăm că peste ani tradiția va continua. Să dea Dumnezeu! Eu am adus aici pentru că cred că merită ca lumea să știe. Aici este un tablou în care sunt membrii familiei mele, respectiv străbunicul tatălui meu, care era directorul școlii de la Mântuleasa din București, pe care îl citează Nicolae Iorga în O viață de om. Sunt cei doi veri care erau cel de jos, a fost profesor la Montpellier și în America, Paul Stănescu, care a stat 15 ani la pușcărie. Vărul primar, deci fratele acestuia, este Ion Stănescu, care era președintele Curții de Casație, a stat 15 ani la pușcărie. Tatăl meu, care n-a stat la pușcărie, dar care a fost director între 48 și 50, după care l-au trimis cu ranița în spate la Andreeașul de Sus. Nu era niciun mijloc de locomoție oficial, mergea pe jos 30 de kilometri și niciodată nu s-a văitat că este greu. Ba mai mult, a adus de acolo pe un băiat care era foarte necălcit, dar foarte inteligent, se numește Toader Munteanu, pe care l-a ținut în liceu, în facultate la București, și acum acest domn este în București și vine mereu să-i aprindă câte o lumânare. Vreau să le arăt cum arăta o diplomă deci asta este diploma de absolvire a tatălui meu în numele maestății sale regelui Ferdinand I. Vedeți ce frumos era scrisă și câtă atenție se dădea. Și aici Romulus este o carte, se numește Femei celebre, în care este trecută și străbunica mea, născută la 1847, scriitoare. Mă bucur că am putut aici, la mormântul tatălui meu, să vorbesc despre așa ceva. Ce vreau să mai adaug, simultan în cimitirile din orașul Focșan, colegii mei împreună cu elevii depun flori la mormintele uniriștilor. În cimitirele municipiului Focșani odihnesc personalități ale acestui neam, oameni care au lăsat în urma lor lucrări scrise și au contribuit la construcția de școli, așa cum a fost și primarul Dimitrie Caian, care a fost profesor la Unirea. Este autorul primei monografii a Focșanului, în 1906, monografie pentru care a primit premiul Academiei. Toată lumea zice că e cea mai completă monografie a Focșanului.
deși au trecut de atunci peste 100 de ani. Da? Și aducerea aminte măcar însoțită de un gând pios de recunoștință nu strică niciodată. Da? În speranța că va deveni o tradiție și că peste ani veți veni și voi la noi cu elevii voștri, dacă nu cu copiii voștri, zic să începem de aici să depunem o candelă, să vedem cum... și domnul Costache Diaconescu, despre care vorbește lumea la întâlnirile de promoție. Un profesor care și-au pus amprenta peste sute de absolvenți, pentru că Liceul Unirea, să știți că a fost cam singurul loc de unde, într-o bună perioadă, de unde ieșeau intelectuali din Cretul Dracii. Asta este, trebuie să o recunoaștem. Oameni de înaltă ținută odihnesc în cimitirele Focșaniului și parcă așteptau să fie pomeniți și să le fie aprinsă o lumânare. Hortensia Pavadat Bengescu, prozatoare din perioada interbelică, poate cel mai cunoscut roman al ei, Concert din muzică de Bach, o femeie care avea 7 copii și care făcea, zicem noi, naveta, da, la Iași și la București, era foarte apropiată de Garabeti Brăileanu, apoi de Eugen Lovinescu. Mare prozatoare, una dintre puținele femei, practic, prozatoare din literatura română. Păcat că nu mai e în listă, măcar o singură scriitoare să avem și noi în lista de autori pe care îi studiem în mod obligatoriu. Păi, pe vremea aia, profesorii nu lipsau de la ore. Au găsit-o pe doamna Mazilu, doamna profesoară Maiorov, într-o sală de clasă, croșeta. Ce faci, dragă? Zice, păi am oră. Și unde-s copiii? Copiii nu sunt, dar eu îmi fac ora. Era o clasă de seral. Profesorii pe vremea aia nu lipsau. Acum s-au luat după voi. Și acum croșetăm. Croșetăm online. Au fost pomeniți cu această ocazie și profesori mai tineri, care au trecut la cele veșnice. Printre aceștia și Carmen Atarcicov. Ajungem la colegi care au dispărut destul de curând din mijlocul nostru, pe nedrept. Înainte de a-și încheia misiunea, vreau să vă spun că familia Tarcicov în general este compusă din doi profesori de istorie la noi la liceu. Chibrit, aveți o brichetă? Și cel mai bun dintre ei ne-a părăsit era doamna profesoară Carmen Atarcicov, profesoară excepțională, directoare 4 ani de zile la Colegiul Unirea, într-un an în care liceul nostru a crescut foarte mult. Și o boală ne-a luat-o pur și simplu din colectiv. Comemorarea profesorilor trecuți la cele veșnice, care au activat la Colegiul Unirea, a continuat în această după-amiază la Catedrala din Focșani, unde a avut loc o slujbă religioasă. Dumnezeu să-i odihnească în pace! De seară la ora 17:30 la Catedrala Sfânta Parascheva din centrul orașului va fi o slujbă de pomenire. Am vorbit despre tata, dar toți profesorii de atunci, să știți, toți aveau diplome de astea și erau oameni de mare cultură. Tata a tradus mult din franțuzește, din nemțește, a tradus împreună cu Avakian Cadavrul viu al lui Tolstoi, el neștii în rusește, dar la... în 1940 a fost directorul ziarului, l-a înființat el, Zorile Pudnei, pentru care a avut niște necazuri după aia, dar vreau să vă spun că și a publicat în toate revistele lui Iorga. Și jurnaliștii de atunci, să știți că aveau alte principii. Domnule profesor, îți mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim că întotdeauna Atlas TV este alături inițiativele voastre și le promovați. Încă o dată vă mulțumim foarte Promovăm mult. Pentru că voi faceți numai lucruri de calitate și asta mă bucură să promovez. Toate cele bune, mulțumesc! Reprezentanții companiei de utilități publice ESA Focșani au anunțat ieri în cadrul unei conferințe de presă finalizarea unui nou contract de lucrări la rețele de apă și canalizare în gruparea Măicănești și aducțiune zonală Focșani. Contractul de lucrări VNCL03 în valoare de peste 153 de milioane de lei face parte din proiectul regional Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a doua. Contract de finanțare semnat în data de 8 septembrie 2017 între SECE Compania Utilități Publice ESA Focșani în calitate de beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de autoritate de management pentru programul operațional Infrastructură Mare. Valoarea totală a proiectului
este de peste 940 de milioane de lei, din care contribuția Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune este de peste 800 de milioane de lei. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea infrastructurii din sectorul de apă în beneficiul mediului și al oamenilor. Prin investițiile propuse se asigură conformarea sistemelor de alimentare cu apă a aglomerărilor incluse în proiect cu cerințele directivelor europene pentru alimentare cu apă pentru descărcările de apă uzată, după cum se arată într-un comunicat al companiei de utilități publice Focșani. Astăzi facem o prezentare a finalizării unui contract de lucrări, contractul CR03, rețele de apă și canalizare în gruparea Măicănești și aducțiune zonală Focșani. Acest contract a conținut ca lucrări o aducțiune de la Focșani către localitățile din zona de est a județului, către Milcovul, Gologanu, Tătăranu și o axă și a doua axă către Răstoaca, Vulturu, Nănești, Măicănești, precum și înființarea de rețele de canalizare în aceste UAT-uri, în Biliești, Suraia, Vulturu, Răstoaca, Măicănești, Tătăranu, Gologanu și Milcov. Toate aceste lucrări au fost realizate de către o asociere cu o valoare totală a contractului de 153.886.791 lei. Un deținut din penitenciarul Focșani s-a bucurat ieri de o oră de libertate după ce a reușit să fugă de la un punct de lucru. Bărbatul a fost prins pe un câmp la Lămotești și a fost dus înapoi la penitenciar. Pe lângă pedeapsa pe care o avea de executat, acesta va fi judecat și pentru evadare. Miercuri 18 octombrie 2023, la ora 13:15, s-a constatat că un deținut în vârstă de 23 de ani, condamnat definitiv la 5 ani și 2 luni de închisoare pentru infracțiunea de tâlhărie calificată, a părăsit punctul de lucru Ghiaze Vegetal. Acesta era clasificat în regimul închis, mai avea de executat 3 ani și 8 luni din pedeapsă, era repartizat să desfășoare activități lucrative în interiorul penitenciarului, iar pe perioada detenției a avut un comportament oscilant față de normele de ordine interioară, după cum au precizat reprezentanții penitenciarului Focșani. În vederea capturării deținutului au fost dispuse imediat măsuri specifice în astfel de situații, respectiv blocarea căilor de acces, posibile direcții de deplasare, alarmarea echipajelor din teren, trimiterea de urgență a mai multor echipe de căutare, precum și cooperare cu celelalte instituții abilitate. După mai bine de o oră de căutări, bărbatul a fost prins de polițiștii secției 1 Poliție Rurală. Acesta se afla pe câmp la circa 500 de metri de localitatea Lămotești și a fost predat penitenciarului Focșani. Ziua Europeană a Justiției Civile va fi marcată la instanțele din Focșani printr-un eveniment de tipul ușilor deschise. Oricine este interesat de modul în care funcționează Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani este invitat să le viziteze pe 25 octombrie în intervalul orar 10-14. Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani invită pe cei interesați miercuri 25 octombrie 2023 în intervalul orar 10-14 să afle în mod nemijlocit cum se desfășoară activitatea instanțelor de judecată. În această zi, la nivelul întregii Europe, se sărbătorește Ziua Europeană a Justiției. Cele două instanțe focșenene vor marca această zi prin manifestări de tipul ușilor deschise. Ziua Europeană a Justiției este un prilej de a aduce modul de funcționare a justiției în atenția cetățenilor și de a contribui la educația juridică și la formarea unei culturi juridice în rândul tinerelor generații. Dar nu numai. Activitățile derulate pe parcursul zilei de 25 octombrie 2023 vor facilita vizitarea compartimentelor relevante pentru activitatea de judecată, discuții cu reprezentanții instanțelor și informarea cu privire la accederea în profesiile juridice. Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani susțin importanța educației juridice realizată prin asemenea activități pe care o apreciază ca fiind foarte eficientă în modelarea cetățenilor români responsabili și cu respect pentru ordinea de drept și legile țării. Pentru detalii și programări, reprezentanții celor două instanțe vă roagă să-i contactați până la data de 23 octombrie 2023 la adresa tr.kratima.vrancea.kratima.info@arondjust.ro. Se arată într-un comunicat al Biroului de Informare și Relații Publice din cadrul Tribunalului Vrancea.
12 tineri interpreți din diferite județe ale țării își vor da concursul în cadrul festivalului Cântece de Viță Veche, ediția a 14-a. Evenimentul va avea loc în data de 21 octombrie 2023 în Piața Unirii din Focșani. În recital sunt invitați Cosmina Adam și Gabriel Dumitru. Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu ansamblul folcloric Țara Vrancei, organizează concursul de interpretare a cântecului tradițional Cântece de Viță Veche, ediția a 14-a, sâmbătă 21 octombrie 2022, la ora 14, în Piața Unirii din Focșani. Scopul acestei manifestări constă în descoperirea de noi talente, promovarea lor și punerea în valoare a cântecului tradițional din diferite zone ale țării. La această ediție participă 12 concurenți din județele Buzău, Brăila, Botoșani, Dolj, Iași, Mureș, Neamț, Vaslui și Vrancea. Acompaniamentul va fi asigurat de către orchestra ansamblului folcloric Țara Vrancei sub bagheta dirijorului profesor Grigore Negură. Componența juriului va fi alcătuită din președinte Constantin Secară, etnomuzicolog, cercetător științific la Institutul de Folclor Constantin Brăiloiu București. Iar membrii sunt interpreții Gabriel Dumitru și Cosmina Adam, expert în cadrul Centrului Cultural Vrancea. Prezentatorul concursul este îndrăgitul actor Sorin Francu. Vă invităm cu mult drag să participați la un concurs și un spectacol folcloric de înaltă ținută artistică. Intrarea este liberă. Au transmis reprezentanții Centrului Cultural Vrancea. Și de atâta dor secată, te rog să bați mai încet, parcă vrei să-mi sări din plin, să mă asculți numai pe mine, că eu vreau să-ți fie bine, dragostea să-ți o găsești, să ai grijă ce iubești. Ascultă-mă, inimioară, măcar în această seară, odihnește-te un pic, să n-ai grijă de nimic. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 12 și 14 grade, iar cele maxime între 24 și 26 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!